Să-și întărească sănătatea
plaza unico Mites y asemenea curgerii apei în Dumnezeu. Nutrește, îmbogățește, se modifică de la zi la altă, de la frântul la altul, adună tărie și putere de piatra răzbătorită în niște munți, dar nu se seară niciodată izvoarele vieții. Suntem aici prezenți pentru că voi, dragi copii, sunteți izvoarele vieții acestei comunități. În viață, cu toții putem visa, visele noastre pot fi mărețe. Și vă invit, dragi copii, cu toții, să vă propuneți un obiectiv în viața voastră și să visați. Și să visați. Dar îți propune acest obiectiv, dar lucrul cel mai important în viață, cred că ca să atingi acest obiectiv, trebuie să fii sănătos. Astăzi vă pot spune un lucru. Puteți să vă atingeți visele dacă sunteți sănătoși. Puteți fi sănătoși dacă faceți sport. Tocmai aceasta a fost ideea mea, ca voi, care sunteți astăzi elevi, să creșteți frumos, sănătos și să vă îndepliniți visele. Pe această carte, vă îndemn toți să practicați sportul în viitor, mai ales că acum avem câteva condiții bune pentru practicarea sportului. Pe această cale, mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine și m-au susținut să duc la bun final această investiție. Mulțumesc de suflet, domnișoare, vice primar. Mulțumesc consilierilor locali care au înțeles că școala are nevoie de această investiție. Mulțumesc constructorilor care au depus eforturi deosebite pentru finalizarea acestui proiect de investiții. Mulțumesc colegilor din primărie, mulțumesc tuturor care au participat cu idei, cu gânduri. Mulțumesc domnului arhitect care a proiectat această sală de sport, acest teren și această amenajare din curtea școlii. Și vă mulțumesc și vouă tuturor, pentru că în ultimul an a fost un pic de haos la nivelul școlii, în sensul în care am avut șantier. Dacă ne aducem aminte, a început anul trecut, în acest loc, era organizarea de șantier și efectiv era un loc periculos pentru că era o groapă de 4 metri adâncime. Și voi, dragul vostru, ați făcut efortul pe parcursul anului trecut, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu și mulțumesc din nou Bunului Dumnezeu, am reușit să finalizăm acest obiectiv de investiții. În rog pe domnul președinte, George Lazar, să vă adreseze câteva cuvinte.
Să vă mulțumim pentru vizionare.